Salutare oameni buni! În acest tutorial vă voi prezenta cum se realizează reglajul balamalelor pentru ușile de mobilier. Odată realizat acest reglaj, mobilierul va căpăta un aspect îngrijit și durata de viață a lui va crește. Haideți să vedem cum se realizează acest lucru. Aceasta este balamaua clasică, aplicată, cel mai des întâlnită în rândul mobilierului casnic. Este construită în așa fel încât să poată fi reglată în 3 moduri. În varianta numărul 1 putem desface sau strânge acest șurub. În varianta numărul 2 avem aceste două șuruburi care vor fi slăbite și apoi strânse. Iar în varianta numărul 3, la fel, acest șurub poate fi slăbit și apoi strâns. Deci avem varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. O să vi le prezint pe rând cum se folosesc exact în această ordine. Pentru reglajul ușilor vom avea nevoie de o simplă șurubeliță. Bun. De-a lungul timpului am observat că sunt câteva situații care se tot repetă. Le vom lua pe rând și o să vedem unde trebuie să acționăm ca să obținem lufturi cât mai drepte. În prima situație observăm că în partea superioară ușile se apropie, iar în partea inferioară, aici jos, este un luft destul de mare. Haideți să vedem unde trebuie să umblăm pentru a obține un luft cât mai corect. În cazul acesta voi merge la ușa din dreapta, în partea de jos a ei, și voi suci de acest șurub puțin câte puțin până ușa va ajunge în poziția dorită. Avem situația numărul 2, foarte cunoscută, în care o ușă este mai lăsată decât cealaltă. În acest caz o să ridic ușa din stânga până o să ajungă la nivelul celei din dreapta. Ca să realizez asta, o să slăbesc aceste două șuruburi, atât de la această balama, cât și de la celelalte care sunt montate pe ușă. După ce slăbesc aceste șuruburi, o să ridic ușa, în cazul meu, până la nivelul dorit și, ținându-o în această poziție, o să strâng șuruburile. Cea de-a treia situație foarte des întâlnită este aceasta când cele două uși nu sunt pe aceeași suprafață. Va trebui să umblu să o reglez în așa fel încât ușa din stânga să ajungă pe același plan cu ușa din dreapta, adică exact așa. În cazul de față voi merge la acest șurub, îl voi desface, voi împinge de ușa atât cât este nevoie, în cazul meu voi merge până la capăt și voi strânge șurubul. Cam acestea sunt cele 3 variante de reglaj pe care mi le oferă acest tip de balamale. Acum, foarte important, în cazul vostru, înainte să începeți să reglați ușile, ar fi ideal să analizați în care dintre ipostaze vă aflați și să ajustați fiecare șurub puțin câte puțin până ajungeți la rezultatul dorit. Acesta am fost eu, Constantin Barbu, vă urez spor în toate!